Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. S-ar putea să intervină evenimente neprevăzute și de aceea este indicat să nu vă planificați nimic important. Vă reîntâlniți cu prieteni vechi care vă invită să le faceți o vizită. Vă sfătuiesc să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile lungi în interes personal. Scorpion. Aveți succes în toate activitățile casnice și vă bucurați de sprijinul întregii familii. Cei din jur vă apreciază pentru schimbările pe care le promovați în afaceri și în societate. Nu începeți mai multe treburi deodată și nu refuzați ajutorul prietenilor. Săgetător. Începeți ziua hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Dacă nu vă străduiți să evitați o ceartă, riscați să rupeți relațiile. După amiază primiți o veste bună de la o rudă apropiată. Capricorn. Puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspectate și relațiile cu familia și prietenii. Dimineața vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați văzut de mult timp. După amiază vă ocupați de problemele familiale care nu suferă amânare. Vărsător. S-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Vă sfătuiesc să rezolvați această dispută cu blândețe. Spre seară, o vizită la prieten vă poate readuce armonia în cuplu și buna dispoziție. Aveți grijă să nu dați ocazia unor scene de gelozie. Pești. S-ar putea să fiți puțin confuz din cauza problemelor sentimentale. Nu vă încăpățânați să rezolvați singuri toate problemele. Vă sfătuiesc să acceptați ajutorul celor apropiați. Apelând la înțelepciune, veți reuși să evitați o ceartă în familie. Doamnelor și domnilor, acestea sunt previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!